Liderul PMP, Cristian Diaconescu, a fost în decursul zilei de ieri alături de membrii organizației PMP Mehedinți. Sub conducerea Ramonei Cupă, PMP Mehedinți a devenit una dintre cele mai puternice organizații ale Partidului Mișcarea Populară din România. Surpriza plăcută a alegerilor parlamentare de anul trecut, PMP Mehedinți continuă să-și consolideze organizația din județul nostru. La întâlnirea de ieri au fost discuții importante despre planurile pe care Partidul Mișcarea Populară le are pentru România și pentru români. Deci, din această perspectivă, pot să vă spun că cea mai mare parte a discuțiilor pe care le vom purta țin strict de chestiuni de organizare, ce vom face în viitor. Este o situație politică foarte complicată astăzi în România și suntem hotărâți să nu ne pierdem determinarea, sper eu, și entuziasmul în ceea ce privește mesajele, agenda politică și modul în care Partidul Mișcarea Populară este perceput la nivel național, un partid conservator, un partid de centru-dreapta, care în egală măsură însă respectă valorile europene și euroatlantice, așa cum de altfel întregul popor și-a dorit. Secretarul general al Partidului Mișcarea Populară a vorbit de asemenea de problemele financiare pe care le are țara noastră și despre criza politică care a aruncat România în haos. Deci se așteaptă pe această zonă o investiție între 1,7 și 2 miliarde de euro între anii 2021-2024, iar creșterea produsului brut a PIB-ului se estimează până în 2027 a fi de 42 de miliarde. Deci, modernizarea economiei, de fapt, prin digitalizare, se încearcă să se scoată mai mult de 80% din economia gri la vedere. Partidul Mișcarea Populară continuă să vină cu proiecte importante pentru dezvoltarea economiei din România și soluții pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor.